Anul 2020 a fost dedicat proiectelor de sprijinire a seminilor afectați de situația sanitară. Astfel, activitățile social-filantropice ale Patriarhiei Române, desfășurate prin Federația Filantropia, au vizat organizarea unei platforme online și o linie telverde. Prin acestea au fost sprijinite sute de persoane vulnerabile afectate de pandemie. De asemenea, activități de ajutorare au fost organizate de toate cele 24 de organizații membre. Astăzi, reprezentanții acestor organizații s-au întâlnit la Mănăstirea Caraiman. Bilanțul anului trecut și propunerile pentru anul în curs au fost discutate astăzi la Centrul Social Pastoral Sfânta Cruce de la Mănăstirea Caraiman. În anul 2020, activitatea social-filantropică desfășurată de Federația Filantropia a vizat și dezvoltarea rețelei de parteneri sociali și în afara graniței României, respectiv în Republica Moldova. Aici au fost desfășurate ample acțiuni de sprijin pentru bătrânii singuri și izolați, pentru familiile defavorizate și pentru elevii care nu au avut acces la învățământul online. Am avut un amplu program de asistare cu ajutor familiilor defavorizate. Am reușit să creștem cu 20% valoarea bunurilor, iar în 2020 a fost inițiat și un program de recuperare a produselor cu scadență, care la finalul anului s-a finalizat cu organizarea primii bănci de alimente din Republica Moldova și astfel reușim să dezvoltăm un mecanism care asigură permanent cu produse alimentare serviciile sociale ale bisericii, dar și a partenerilor. Anul 2020 a fost unul marcat de această criză sanitară fără precedent, iar biserica s-a concentrat în mod deosebit pe susținerea categoriilor defavorizate, care acum au avut încă mai mult de suferit din cauza problemelor nou apărute. Încă de la începutul pandemiei ne-am axat eforturile pe sprijinirea persoanelor izolate, persoanelor care nu mai puteau să-și asigure cele necesare vieții, astfel că prin programul Ajută cu Bucurie s-a reușit sprijinirea tuturor celor care au cerut într-un fel sau altul ajutorul bisericii. În cadrul programului Ajutăm cu Bucurie a fost pus la dispoziție un telefon unic la care atât persoanele care aveau nevoie de ajutor, cât și cei care doreau să-și ofere ajutorul au putut să se înscrie și în felul acesta am reușit să facem o punte de comunicare între cei care aveau nevoie de ajutor și cei care îl puteau oferi. Totodată am reușit să ajutăm pe cei care aveau nevoie de acest ajutor cu hrană caldă, cu pachete cu alimente. Am sprijinit de asemenea copiii care, odată cu începerea școlii online, au realizat că nu mai pot accesa școala. I-am ajutat cu tablete, cu dispozitive de comunicare mobile, cu facilitarea accesului la internet pentru a putea să participe la școala online. La finalul întrunirii, fiecare organizație membră a primit din partea prefericitului Părinte Patriarh Daniel diploma și medalia anului omagial și comemorativ 2020. Federația Filantropia reunește în prezent 24 de organizații membre.